Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Simplu, o emisiune despre simplitate și echilibru în viață. Sunt Ana Predu și împreună cu Elena Santos vom fi gazele dumneavoastră pentru aproximativ 50 de minute, timp în care ne vom bucura ca de fiecare dată de invitații noștri. În această ediție avem o temă pe care am ales-o împreună cu voi, împreună cu comunitățile pe care noi le avem și ținând cont de mesajele pe care voi ni le-ați transmis. Vom discuta despre emoții, despre emoții benefice, despre emoții mai puțin benefice, despre reacția noastră la răutate, ură, invidie, dar mai multe detalii o să vă spună partenera mea, Elena Santos. Elena, ai ștafeta! Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumesc, Dana, am preluat ștafeta. În această ediție vom discuta, așa cum spunea și partenera mea de emisiune mai devreme, despre emoții și reacțiile noastre la ele, în diverse situații. Avem alături de noi un om echilibrat, un om corect, un om cald, un om care a părăsit lumea corporatistă pentru a fi în slujba misiunii sale personale de a inspira cumva și pe ceilalți. Cristela Georgescu. Cristela este expert wellness, speaker și trainer holistic, specializat în sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxificare regenerativă și este expert în terapii de echilibrare energetică, autor de programe educaționale, precum și cărți. Enumerez aici diversificarea pur și simplu, cu o prefață de dr. Sorina Sorescu. Dacă vă zic Soescu, bine, Soescu, da. Te ajut eu, draga mea Elena! O altă carte simplu, exact cum se numește și emisiunea noastră. Presupun că este despre simplitate, trebuie neapărat, Dana, să o citim. Da? Și o să ne spună mai multe detalii chiar invitata noastră, în câteva secunde. Și cea de-a treia carte este coautoră, de fapt, al cărții Nu hrăni cancerul, alături de profesor doctor universitar. Dragi telespectatori, așa cum v-am obișnuit până acum, pe parcursul emisiunii vom avea și un video în care o mămică din comunitatea noastră ne va vorbi despre emoțiile sale. Dar să ne reîntoarcem la Cristela. Bună ziua, Cristela! Îți mulțumim că ai acceptat să fii invitata noastră în această emisiune și abia așteptăm să ne povestești despre fascinanta lumea emoțiilor. Bună ziua! Hristos a înviat și mulțumesc pentru invitație. Adevărat. E cu emoții de toate părțile. Nici nu se putea o temă mai frumoasă. Mulțumesc! Bună, Cristela! Și eu sunt recunoscătoare că ai acceptat invitația noastră și că ești alături de noi în această ediție, fiecare din casele noastre. Cu mare drag și într-o ediție viitoare să ne și revedem așa la studio și când o să putem să ne și îmbrățișăm, pentru că și acolo sunt emoții și energii, dar vom vedea când absolut, vom putea absolut să facem lucrurile acestea. Ne asumăm, Cristela, acest risc. Exact. Știu, Cristela, ai făcut o schimbare majoră pe care nu mulți o fac și după 20 de ani de carieră executivă, tu ai părăsit lumea corporatistă și ai plecat pe un drum nou. Ce a stat la baza acestei alegeri a ta? Mulțumesc frumos pentru întrebare. Rădăcinile mele au fost foarte adânc înfipte în locul unde am crescut profesional, în lumea corporatistă, și nu a fost simplu. Copiii mei au ușurat misiunea mea. În interiorul meu era, am scris chiar de curând, o dorință egoistă de a fi fericită în fiecare zi. Îmi doream exact așa. Când dimineața apar zorii, abia să aștept să sar din pat și să fac lucruri mărețe, dincolo de funcția mea, de persoana mea, de obiectivele mele financiare, de la serviciu, ceva măreț. Și mi-am dat seama că lucrul ăsta nu poate fi decât dacă te pui în slujba oamenilor.
ceea ce cumva făceam și la serviciu, dar la o scară foarte mică. Și nu știam încotro. Pașii mei au fost foarte hoinari în acest sens, m-am lăsat în curgerea vieții și așa am ajuns să fac ce fac astăzi, fără niciun fel de plan. Repet, știam doar atât, că am o dorință interioară uriașă de a dărui. Eram de foarte multe ori bântuită exact de emoțiile pe care voi doriți să le discutăm astăzi, de furie, de nesiguranță, de frică, de confuzie, de depresie, pentru că trebuie să recunoaștem, mediul corporatist este unul foarte competitiv, iar eu am lucrat de asemenea într-o lume considerată cumva a bărbaților, ceea ce nu a fost foarte ușor pentru corpul meu emoție. Și mi-am dat seama că doresc cumva, că pot trăi emoții diferite dacă m-aș pune în slujba altor oameni. Pentru că singurul lucru care mi-aducea o bucurie uriașă, pe vremea aceea nu eram căsătorită, nu aveam copii, eram chiar singură și mi-am dat seama că singurul lucru care mi-ar aduce această bucurie uriașă, mi-ar umple viața zi de zi, ar fi gestul de a dărui. M-am ocupat în corporație peste 10 ani de zile de tot ce însemna voluntariat. Și lucrul ăsta umplea cumva de satisfacție zilele mele cu emoții mai amare. Dar ulterior m-am gândit dacă aș putea să fac acest lucru la scară mult mai mare, poate că viața mea ar fi mult mai fericită și mult mai împlinită. Și așa a fost. În momentul în care am pornit, adică m-am desprins de acolo și am pornit absolut novice cu un site simplu, nici măcar nu știam cum, adică ce trebuie să faci ca să ai un site. Da, în anul 2009. Și abia se născuse primul meu copil, Pavel. Soțul meu mereu mă încuraja să scriu, să împărtășesc și cu alte mame. Poate cineva are nevoie de sprijin și găsește folositor mesajul meu. Și am zis, carte, nu știu cum se face, n-am curaj să scriu o carte, dar o să scriu pe site. Au fost și alți câțiva prieteni care m-au încurajat și atunci m-am apucat să scriu. Și peste câteva luni am avut surpriza că site-ul avea un trafic atât de mare încât cei care îl găzduiau au spus că nu mai pot face față. A fost vorba doar de un hobby. Ce-i aici? Iar eu nici nu știam ce înseamnă să ai vizitatori, să ai rici, să ai vizite, vizitatori unici. Și de aici mi-am dat seama că lucrurile ar trebui făcute în continuare, cu aceeași dăruire. Deci singura mea strategie a fost să fac lucrurile foarte bine, foarte bine, corect, integru. Așa cum le făceam și la serviciu, așa am zis că am să le fac și aici. Ca și când le-aș face pentru însuși Dumnezeu, nu doar pentru cei care citesc. Și nu mi-am propus niciodată să am succes. Succesul nu a fost un obiectiv pentru mine și de asemenea fiecare are propria definiție despre ce înseamnă succesul. Dar așa cum au spus domnii care îmi găzduiau site-ul la început și care m-au rugat să mă mut pe un alt server că îi depășește, mi-au spus, domnul, va lua succesul prin surprindere. Noi nu vă mai putem găzdui. Așa încât recomand tuturor strategia lucrului făcut bine, cu inima, cu sufletul, cu integritate, 100%. Și da, a fost un răspuns cam lung la o întrebare așa de simplă. Însă, e minunat! E minunat că îți mulțumim mult pentru că vreau ca și telespectatorii să te cunoască.
Mersi, mulțumesc frumos! Atât cât putem să ne cunoaștem dintr-o astfel de interacțiune, eu prefer să nu mă mai definesc prin poveștile mele despre mine. Spre exemplu, foarte mulți ani, toți acești ani, eram Cristela de la corporația respectivă. O știți pe Cristela de la? Acum îmi place foarte mult să fiu eu, adică sunt eu, Cristela Georgescu. Atât. Cine sunt eu este, apropo de emoții, emoțiile pe care reușesc să le trezesc în oameni, sunt stările pe care reușesc să le creez de fiecare dată când interacționez cu ei, sunt ceea ce eman eu. Asta sunt eu. În rest, trebuie să purtăm și etichete, pentru că trăim într-o lume materială și trebuie să ne definim și prin astfel de etichete. Dar prefer ca astăzi, în relația cu ascultătorii și privitorii emisiunii voastre, să fiu ceea ce se simte. Să știi că ne-ai transmis o stare de bine și nu am vrut nici eu, nici Dana, să te întrerupem, să te bombardăm cu întrebări. Mulțumesc! Da, ne-ai transmis această stare, calmul tău și starea de bine. Nu degeaba ești expert în wellness, nu-i așa? Ești mamă de doi băieți, Cristela. Ne-ai povestit până acum despre starea de bine, dar cum se simte omul, mama, soția, femeia, Cristela, în această perioadă prin care trecem cu toții față de perioada de dinainte, să spunem așa? Diferența nu este mare raportat la familia noastră, pentru că în familia noastră am căutat ca, indiferent ce se întâmplă în exterior, atmosfera să rămână stabilă. Deci, am văzut întotdeauna familia ca o cetate. Și uneori, când afară e furtună, le explic acest lucru și copiilor, legat, apropo, de emoții. Că ei spun cu tare, m-a enervat sau m-a supărat. Când în jurul nostru se întâmplă lucruri, nu le putem ignora, dar putem alege să nu fim conduși de acele lucruri din exterior, ci să ne conducem noi din interior. Exact. Și atunci, explic acest lucru și copiilor, spuneam, când afară e furtună sau când ninge, nu ninge și în sufrageria noastră, pentru că închid ușile și geamurile. Și stau în liniștea casei noastre și în căldura casei noastre. Am avut grijă ca familia, am muncit și eu și soțul meu, am muncit la acest lucru, repet, am muncit. N-am luat relația și căsătoria ca pe un bun așa dat și cum vedem noi hollywoodian, o chestie foarte romanțată. A fost un teren de muncă pentru amândoi ca familia noastră să fie ceva stabil, indiferent ce se întâmplă afară. Și pentru asta trebuie să fii tu stabil în interior. Nu pot să spun că nu m-a afectat acest lucru. Mă doare foarte tare pentru că eu nu trăiesc în România, dar sunt în România. Nu pot să nu fac comparație cu felul în care sunt administrate anumite lucruri. Mă doare toți copiii din România pe care îi cunosc direct sau care știu că citesc cărțile mele, toți părinții pe care îi cunosc, pe care îi simt, sunt alături de ei pentru că știu ce înseamnă să stai în casă, izolat, cu un copilaș și să nu ai o mică bucățică de pământ măcar pe care el să sară. Poate unui copil de 5-6 ani îi poți explica, dar copilașilor mici este foarte greu. Știu ce înseamnă emoțional toată această perioadă pentru ei. Și trebuie să recunosc, chiar dacă, să spunem, nu e o practică a celor care dețin maestria controlului de sine, eu am fost afectată de tot ce se întâmplă în comunitățile de părinți și sunt în general. Deci sunt o persoană care simt foarte bine și foarte
nu reușesc întotdeauna să mă delimitez, să fiu un observator detașat. Cristela? Da. Îmi cer scuze că te întrerup. Da. Noi am ales să vorbim despre emoții în tema de astăzi și cumva întrebările noastre de la început duc către această zonă de emoții. De aceea te și întrebam ce a stat la baza alegerilor tale. Ce simți tu acum din toate rolurile pe care le ai în fiecare zi? Dacă ar fi să dăm o definiție a emoțiilor, o definiție pe care să o dăm copilului, să o dăm adolescentului și maturului, adultului, care ar fi această definiție sau care ar fi aceste definiții? Că mă gândesc că am putea să le spunem pe înțelesul fiecărui tip de treaptă, de vârstă. Da, știu, noi căutăm de foarte multe ori să punem în cuvinte explicative, mai ales pentru copii și pentru tineri sau copii mai mari, lucruri care se cer definite pentru adulți. Deci adultul are nevoie să-și hrănească mintea, el trebuie să audă explicații, cum, ce înseamnă, dar ce ai vrut să spui. Copiii, asta m-au învățat și copiii mei, simt dincolo de cuvinte. Deci copiilor nu este nevoie să le explicăm atât de mult cât credem noi cu cuvinte. Trebuie doar să avem grijă să nu le blocăm ceea ce simt. Și să îi încurajăm să descrie ceea ce simt sau să exprime, nu foarte mult cu cuvinte, ci să exprime toate trăirile lor, toate emoțiile lor. De exemplu, categoric, acum furia, și copilașii mei au fost foarte furioși în această perioadă, pentru că totul a fost nou și profesorii s-au străduit să facă lucrurile cât au putut ei de bine, fiind luați prin surprindere, dar trebuie să recunoaștem că în întreaga noastră societate a fost un haos. Și în continuare este, pentru că încercăm să ne organizăm viața în funcție de lucrurile care se schimbă de la o zi la alta, reguli, mod de a ne desfășura ziua. Și profesorii au fost și ei un pic haotici, să spunem, și acest haos i-a luat prin surprindere pe copii, care au devenit foarte furioși, foarte agresivi. La un moment dat chiar au avut de scris câteva ce simt ei față de această situație și nici n-am putut trimite acel așa zis eseu, pentru că era... Dar atunci le-am explicat, mama, ce simțiți voi? Uite, acum, că îmi vine exact acum pe moment și vă mulțumesc că n-am știut ce o să mă întrebați. Chiar asta discutam cu Pavel, care este mai sensibil, el îmi seamănă mie mai mult, așa e când foc, când apă. Și dimineață a izbucnit atât de tare în relația cu fratele lui, atunci când a aflat ce teme are de făcut și câte, foarte multe. Și i-am spus, uite, tu de fapt îl iubești. Și el a zis, da, îmi explodează creierul și nu mă mai pot controla ce îi spun sau ce îi fac. Și m-am gândit cum să-i explic. Și i-am zis, uite, vezi, iubirea din tine, pentru că ce simți față de el? Îl simt că-l iubesc. Ok, cum simți? Am zis, cum simți? Și el a zis așa, ca un fluturaș albastru. Bine, acel fluturaș de lumină albastră, care seamănă și cu îngerul luminel din cartea mea simplu, pe care tot ei mi l-au descris cum îl văd, deci acel fluturaș vrea să zboare, să iasă, să meargă la fratele tău. Dar se lovește de foarte multe straturi, de supărare, de furie, de dureri pe care le-ai avut, de supărări pe care le-ai avut, de felul în care tu te-ai supărat pe tine, de felul în care alții s-au supărat pe tine, de cuvintele pe care le-ai auzit. Acest fluturaș se lovește și trebuie să treacă prin toate aceste lucruri. Și când a reușit să iasă la suprafață, de la atâta încercare și atâta nevoire, s-a transformat într-un mic dragon, fluturașul.
Și iese puțin înspăimântător. Are un aspect și scoate zgomot înspăimântătoare. Deci iubirea ta, nevoia ta de iubire, care este acel fluturaș, se exprimă ca un dragon. I-am explicat și celuilalt copilaș să știe că, indiferent ce cuvinte și ce gesturi folosesc oamenii, chiar dacă e un dragon, ei strigă după iubire. Și acel dragon nu vrea decât să fie iubit. Cristela, spune-mi, te rog, există emoții bune, emoții rele, sau le putem împărți pe categorii, pe... Categoric le putem împărți. Mulțumesc pentru întrebare. Poate le-aș împărți în emoții bune și emoții rele doar din punct de vedere fiziologic, chimic, anatomic, deci pentru lumea materială. Dar din punct de vedere al experienței noastre, nicio emoție nu este rea. Nimic nu este rău și bun. Totul este material de construcție. Emoțiile nu trebuie reprimate, indiferent că le catalogăm rele sau bune, trebuie în primul rând să ne dăm voie să le simțim, să le recunoaștem, ca să știm ce să facem cu ele. Spuneam că există emoții negative, în sensul că știm cu toți că, în general, atunci când se manifestă în noi o boală, să zicem, când avem simptomele unei boli, deja este o ipoteză și un lucru care circulă, există și un fundament, un substrat emoțional. Corpul nostru fizic reacționează ultimul și ne arată că la nivel emoțional a avut loc un dezechilibru. Emoțiile negative sunt cele care transformă chimia noastră interioară într-una acidă. Ne îmbolnăvesc. Sunt exact emoțiile care ne îmbolnăvesc. Sunt emoții care ne fac acizi și sunt emoții care ne fac alcalini. Emoția apare întotdeauna, la nivel fizic, în urma unui gând pe care îl avem. Acest gând a declanșat anumite reacții în corpul nostru, sistemul nervos reacționează și sistemul endocrin, ceea ce noi numim de obicei stres, ca răspuns la acest factor stresor, că e un gând legat de o amintire neplăcută sau legat de ceva chiar plăcut, dar care ne solicită o provocare, corpul nostru produce hormoni. Acești hormoni, substanțe chimice, au diferite reacții, produc reacții în corpul nostru, iar hormonii de stres, dintre care cortizolul și adrenalina sunt principalii, produc următoarele reacții. În primul rând, închid sistemul imunitar. În al doilea rând, închid rațiunea. Noi nu mai raționăm, acționăm doar cu creierul reptilian. Închid digestia, închid capacitatea noastră de reproducere și mobilizează totul către luptă sau fugi. Aceste emoții negative sunt, spuneam, rezultatul unor hormoni de stres care sunt necesari, pentru că în unele situații chiar e nevoie să ne luptăm sau să fugim. Din păcate, omul modern trăiește într-un mediu în care este provocat să corpul lui să producă acești hormoni de stres aproape non-stop. Dacă ne uităm în natură, animalele nu sunt stresate non-stop. Să spunem, o antilopă gnu este vânată de ghepard câteva minute și după aia se liniștește. Noi suntem non-stop mânați de la spate de stres, fie provocat de alții, fie provocat de propriile noastre gânduri. Și emoțiile negative sunt exact cele cauzate de hormonii de stres. Furie, depresie, ură, invidie, gelozie, tot ceea ce știm de altfel că e o emoție negativă.
Dar în sensul ăsta le notăm negative. Pardon. Mulțumim, Cristela, pentru răspuns. Am mers și noi în comunitățile noastre și am întrebat pe cei care ne urmăresc ce înseamnă emoțiile, ce înseamnă emoții pentru ei, cum reacționează ei vis-a-vis de emoții. Și am pregătit un material video, o să o avem alături în acest material pe Georgiana Stroie, ea este și mamă și antreprenor și ea a făcut o alegere de carieră așa la 180 de grade și ne va povesti un pic din experiența ei vis-a-vis de emoții și ce înseamnă pentru ea și ce sfaturi a primit din partea celor din jurul ei. Așa că vă invit să urmărim materialul video. Georgiana Stroie, antreprenor și mămică de doi băieți și fetiță. Și astăzi am primit provocarea și invitația din partea Danei să vorbesc puțin despre partea de emoții. Ce aș putea să vă spun eu legat de emoții? Ce simt eu legat de emoții? Ce am văzut eu că face diferența? În primul rând aș putea să vă spun că am observat în această călătorie din momentul în care am devenit conștientă despre tot ce înseamnă emoțiile noastre, am observat că emoțiile sunt acele lucruri asupra căruia noi avem control. Doar asupra emoțiilor noastre avem control, doar emoțiile noastre le putem gestiona, doar emoțiile noastre sunt cele care ne determină modul în care reacționăm sau modul în care acționăm, pentru că da, majoritatea dintre noi reacționăm și nu acționăm, asta face o diferență majoră. Pot să vă mai spun că da, există emoții bune, există emoții mai puțin bune, există emoții ale noastre și există emoții ale celorlalți. Dacă noi putem avea control doar asupra emoțiilor noastre și nu asupra emoțiilor celorlalți, poate că un lucru pe care îl putem face este ca atunci când noi simțim că ceva este neregulă, să ne dăm puțin timp. Am învățat că atunci când ești furios sau atunci când cineva te-a supărat sau când cineva simți că nu a fost tocmai corect cu tine, un lucru pe care îl poți face ca tu să nu-l rănești pe celălalt și să nu fii și tu o persoană care să dea mai departe tot ce a primit, ci să dea mai departe ceva frumos, este să te oprești. Să te oprești puțin și poate să fii, așa cum ne învață Dana, prezent. Așa cum ea ne învață în mindfulness, să fim acolo. Dă-ți voie, poate o zi sau o noapte sau câteva zile, să analizezi, să fii analitic, să vezi de ce acel om a făcut acele lucruri, de ce s-au întâmplat acele lucruri, ce înseamnă acele gânduri. Poate că el crede că tu ai făcut ceva rău. Dă-ți voie să vezi un pic din partea cealaltă. Pentru că da, s-ar putea să fie despre el. Cu siguranță este despre el. În general, am învățat în emoții, în legat de emoții, că fiecare dăm ce avem. De fiecare dată când eu emit un gând sau o vorbă sau un gest mai puțin bun, este clar că este ceea ce eu am în acel moment și nu fac altceva decât să dau mai departe din ce am. Așa că ia-ți un pic de timp. Primul meu sfat pentru tine este să-ți iei un pic de timp. Nu reacționa, ci acționează după ce ți-ai dat puțin timp. Un alt lucru legat de emoții este că fiecare dintre noi funcționăm precum un xerox. Să ne vedem ca un xerox imens, care trimite copii, să te gândești de fiecare dată când emiți un gând, fie el bun sau mai puțin bun, că originalul a rămas la tine. Am învățat că da, întotdeauna când am o emoție mai puțin pozitivă sau o emoție mai puțin bună legată de cineva, originalul a rămas la mine. Dacă vreau să fac o diferență, dacă vreau să fac o diferență pentru oameni, pentru cei din jurul nostru, cu siguranță acea diferență o voi face, gândindu-mă că eu sunt un xerox imens și că vreau să trimit mai departe gânduri pozitive, pentru că vor rămâne la mine întotdeauna originalul și se va întoarce asupra noastră. Un alt lucru legat de emoții pe care l-am învățat de la bunica mea, iar legat de xerox, asta este al doilea sfat. Gândește-te întotdeauna că, indiferent de ceea ce emiți, la tine va rămâne originalul. Așa că ai grijă la ceea ce emiți. Un alt lucru pe care l-am învățat legat de emoții este de la bunica mea,
Și pot să spun aici că este foarte adevărată vorba în care se spune cine nu are un bătrân să-și cumpere. Ei bine, ce am învățat legat de emoții de la bunica mea sau legat de lucrurile pe care noi le facem, ea spunea tot timpul, dacă nu poți face bine, nu face rău. Alege tot timpul să fii omul care fie să facă bine, fie să nu facă deloc. Așa că al treilea sfat pentru mine legat de emoții este fie alegi să faci bine, fie alegi să nu faci nimic. Mulțumim, Georgiana, dar într-adevăr cine nu are un bătrân să-l cumpere, pentru că nu-i așa, sfaturile lor chiar ne prind bine uneori. Cristela, vreau să te întreb, noi acum, în această perioadă, suntem bulversați de tot felul de emoții, dar trecând de această perioadă, să spunem așa, în general, cum ar trebui să gestionăm emoțiile sau ce impact are asupra sănătății noastre, asupra organismului, stările prin care trecem, emoțiile prin care trecem, pozitive sau negative? Mulțumesc că am... Știu că o să trecem peste această perioadă. Totul este trecător. Însă aș dori să nu subestimăm tocmai importanța, sau nu importanța, impactul pe care această perioadă a avut-o asupra puterii noastre de a gestiona emoții. Pentru că au fost foarte multe dintr-o dată și am fost, pentru prima oară mulți dintre noi, în situația în care pe termen lung să facem față necunoscutului. N-am știut să trăim de pe zi pe alta, nu știam ce va aduce a doua zi. Spun acest lucru pentru că și în materialul anterior s-a făcut referire la îndemnul Danei și anume să trăim conștient, prezent, acum. Deci, în primul rând, trebuie să fim conștienți de impactul acestor emoții. Apoi, cum ne gestionăm emoțiile? Am să vă spun tot din viața mea de zi cu zi cu copiii, dacă este un lucru care mă doare foarte tare, este când ei se bat. Înțeleg că e, adică se ceartă, se hârjonesc. Și de cele mai multe ori lucrurile se aranjează de la sine, dar există situații în care iese cât un cuvânt dur, urât, pe care nu l-au auzit la noi. Dar și la început le spuneam, nu vedeți, ați auzit vreodată la mama și la tata? Și îmi spuneau, mama, dar ne explodează creierul și în momentul ăla nu știm ce să mai spunem. Și a fost momentul când a trebuit să le explic că emoția vine exact ca atunci când acidulezi o sticlă cu apă minerală. Tu alegi dacă atunci când o deschizi ești ca o apă minerală, ca așa acidulată, sau ca o sticlă de apă plată. Aștepți și ești ca o sticlă de apă plată. Bun, dar cum să facem asta? Au spus copiii. Și atunci le-am explicat. Acel cuvânt urât care vine, sau acel gând să-i dau un pumn sau să-l iau de păr, sau, dar mai ales cuvintele otrăvite, pentru că noi ne confruntăm foarte mult, mai ales în timpul acestei perioade în care am făcut abuz și exces de rețele de socializare, ne confruntăm cu acest curaj din spatele tastaturii al unor persoane care ne abuzează cu tot felul de cuvinte. Și de asemenea, avem fenomenul de bullying, nu, din școli și așa, care și pe rețelele sociale e. Și atunci, le-am explicat așa, acel cuvânt otrăvit, pentru că este realmente otrăvit, ca să poată să iasă, a trebuit să izvorască de undeva din tine. Deci în tine există un mic izvoraș de otravă, pe care, dacă îl lași, va deveni un mare fluviu în care vei nota. Nu poți omorâ pe nimeni cu o travă ta înainte să-ți fi făcut ție rău. Nimic din ceea ce dai celorlalți nu te-a rănit mai întâi pe tine. Orice cuvânt folosești, orice gând, orice emoție, ea în primul rând ți-a făcut rău ție.
cu atât mai mult dacă acea persoană este foarte bine echipată și nu se lasă afectată de circumstanțe externe, da? Deci, trebuie să ai grijă, să fii conștient. Numai conștiința ne poate salva, să alegem, să nu ne ucidem singuri. Noi credem că atunci când spunem cuiva un cuvânt urât sau când îi adresăm o insultă sau îi facem rău. De cele mai multe ori, persoana respectivă îi trece foarte repede, dar noi suferim zile în șir. Da, deci ăsta ar fi principalul mod în care putem controla. Al doilea este, într-adevăr, pauzele. Ca să poți să nu reacționezi exact ca o doză de bere sau de băutură acidulată, ci ca o sticlă de apă plată, trebuie să respiri. Atunci când respiri, fiziologic, îți activezi sistemul nervos parasimpatic, acela de relaxare. Respiri pe nas adânc, cel puțin 30 de secunde. Poți respira adânc, profund, rar, sau poți respira repede, foarte puternic. Deci respiră. Este unul dintre sfaturile cele mai importante pe care mi l-a dat primul meu mentor din bancă. Mi-a zis, când nu mai știi ce să faci și totul e imposibil, respiră. Bun. Simplu. Exact, simplu. Lasă să treacă o noapte. Lasă. Alt sfat, acum mi-am dat seama, pe care îl aplic eu, bineînțeles că primesc și eu, cum se spune, da, tot felul de sorcoveli. Când umbli pe bulevardul rețelelor sociale, mai primești și câte un astfel de salut. Șterge-l, nu-l citi, n-ai de ce, întreabă-te, care este valoarea pe care mi-o aduce? Îmi face bine sau îmi face rău? Este o formă de a-ți apăra imunitatea. Imunitatea asta înseamnă ce permit și ce nu permit să intre în corpul meu. Permit să intre acele cuvinte în spațiul meu, în vibrația mea sau nu? Nu înseamnă că-s nepoliticoasă dacă nu vreau să le citesc. Nu, înseamnă doar că sunt conștientă, îmi apăr imunitatea, pentru că altfel, acea vibrație care intră în mine îmi creează un bruiaj care se reflectă apoi asupra celor pe care iubesc. Mulțumim mult, Cristela. Să știi că au început să curgă întrebările din partea telespectatorilor și urmăritorilor noștri. Avem o întrebare, ne scrie tată de băiat și fată, Alin. Ne întreabă cum gestionează momentele de furie între frați. Cumva am acoperit această zonă, nu știu dacă mai vrei să mai adaugi tu ceva, cum gestionăm momentele de furie între frați. I-aș încuraja întotdeauna pe copii să-și găsească soluțiile, să vorbească între ei. Nu aș interveni justițiar decât în momentul în care văd că furia se poate transforma în gesturi violente. Deci intervin doar dacă văd că vor să strice ceva sau să se lovească sau... Nu. Și stăm și vorbim, analizăm. Și în regulă. Înțeleg că poți să fii furios. Înțeleg acest lucru. Dar nu trebuie să distrugi. Nici cu cuvântul, nici cu mâna. Mai avem o întrebare, cum spunea și Dana, curg întrebările, dacă ne vezi cu ochii în jos, gestionăm și noi acum întrebările pentru tine, de la Roxana. Roxana a simțit multă invidie din partea colegilor de muncă atunci când a fost promovată pe o poziție dorită de mai toți colegii. Cum să se comportă, întreabă ea? Cunosc sentimentul. Să se comporte exact așa cum s-a comportat și a obținut rezultatele care i-au adus promovarea. Ea a obținut această promovare urmare a unor rezultate care au venit în urma unui anumit comportament, care bănuiesc că este exact lucrul bine făcut. Când ai spus că faci, fă ce ai spus că faci. Integritate. Continuă. Și al doilea lucru, ce să te comporți, nu da nici o bucățică din energia ta acestor gânduri, acestor vorbe, acestor bârfe
Bârfa este ceva foarte acid, care ucide, tot ce e acid ucide, tot ce e alcalin vindecă. Nu hrăni. Nu hrăni aceste lucruri. Nu sunt importante. Revanșa ta este lucrul bine făcut. În fiecare zi trezește-te dorind să fii o versiune mai bună a ta, nu te interesează ei, ci doar tu, și lucrul tău bine făcut. Cristela, ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar vreau să mai, să mai luăm o întrebare din, din cartea telespectatorilor. O întrebare despre ură de data aceasta am selectat. Elena ne scrie așa: întreaga poveste a început când părinții noștri au vândut un apartament și au împărțit suma rezultată cum au crezut de cuvință. O parte mai mare am primit-o eu și o parte mai mică sora mea. De atunci a început coșmarul. Relația noastră s-a schimbat, nu am mai vorbit, au apărut răutăți. Întrebarea: cum să fac față situației emoțional și cum aș putea să găsesc o cale să mă împac cu sora mea? Nu ne putem împăca cu nimeni care nu este dornic să renunțe la lucrurile care ne-au despăcat. Deci, dramele sunt doar niște farse pe care ni le joacă nouă ego-ul. Dacă sora este dispusă să se împace, deci în primul rând trebuie să fim, să înțelegem că nu este obligatoriu să continuăm o relație, indiferent de ce formă are ea în prezent, dacă acea relație nu ne întreține sănătatea, starea de bine. Relația cu sora mea va exista pe vecie, dar ea se poate transforma, poate fi o relație transformată. Dacă și o poți iubi în continuare pe sora ta, rugându-te pentru ea, rugându-te să înțeleagă această decizie a părinților sau a autorităților, transmite-i doar lucruri bune, pentru că dacă vei avea resentimente pentru ce face ea, sapi două morminte, iar ea face același lucru. Este un vechi proverb chinezesc. Și atenție la cuvinte, mai puține cuvinte. Noi, doamnele, suntem responsabile de inimă, de departamentul inimii, al simțirii. Vorbim mai puțin, simțim mai mult. Suntem cu toții stăpânii cuvintelor nerostite și sclavii cuvintelor rostite. Atenție la cuvinte! Ce frumos! Ai vorbit despre inimă, ai vorbit despre starea de bine, ne-ai transmis starea de bine. Vroiam să te întreb, pentru ce este recunoscătoare omul Cristela? Sunt recunoscătoare, mulțumesc, sunt recunoscătoare pentru viața însăși care curge în mine și pe care am fost la un pas să o pierd de 3 ori. Sunt recunoscătoare pentru că pot să fac ce iubesc, să mă înconjor de oamenii pe care iubesc și care mă iubesc și pot să aduc iubire în această lume. Și pentru mine viața e o experiență magnifică, sunt recunoscătoare pentru asta. Și pentru invitația de azi. Îți mulțumesc și eu, Cristela, îți mulțumim că ai fost alături de noi. Emisiunea a ajuns la final, așa că am mai fi vorbit și am mai stat la, cam la repede, discuții și la povești. Dar cu mare drag, într-o altă ediție, cu siguranță o să găsim teme la fel de minunate pe care telespectatorii ni le vor solicita și noi vom fi aici alături de ei. Vă mulțumim și vouă, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi și revenim cu o nouă ediție simplu săptămâna viitoare. Până atunci aveți grijă de voi, de la interior la exterior. Cu drag și să ne revedem cu bine! La revedere! La revedere!